Peste 900 de misiuni au desfășurat pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iancu de Hunedoara pe parcursul săptămânii trecute. Potrivit reprezentanților ISU, cele mai multe intervenții au fost cazurile smurd, al căror număr a ajuns la 259, urmate de incendiile de vegetație uscată și litieră, care au cuprins aproape 160 de hectare. Cu toate că s-a atras atenția în repetate rânduri asupra faptului că aceste incendii se pot manifesta violent în condiții de vânt, ajungându-se astfel la distrugeri importante ale fondului forestier, la blocarea sau întreruperea circulației pe șosele sau chiar la extinderea focului la locuințe, mulți fermieri continuă igienizarea terenurilor în acest mod. Pe lângă aceste acțiuni, salvatorii hunedoreni au intervenit la 8 accidente rutiere și 5 incendii izbucnite în locuințe, într-un magazin alimentar, la anexele unui atelier mecanic și la un depozit de electrocasnice vechi. Pentru că multe dintre incendii au drept cauză neatenția, folosirea necorespunzătoare a instalațiilor electrice sau a echipamentelor de încălzire, pompierii hunedoreni vă recomandă să le urmați întotdeauna sfaturile, pentru că a fi pompier nu este doar o profesie legată de capacitatea de a veni în ajutor la timp, ci și de a impune măsuri de securitate. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Hunedoara are misiunea de a comunica măsurile de interzicere a igienizării terenurilor prin incendiere către toți proprietarii de terenuri care au accesat subvenții agricole, precum și consecințele nerespectării acestor măsuri. În perioada ianuarie-februarie acestui an, inspectorii din cadrul APIA Hunedoara au realizat deja controle la 122 de fermieri cu 211 parcele declarate la APIA, ce însumează o suprafață totală găsită arsă de 235 de hectare. Cei 122 de fermieri vor fi eșantionați în controlul clasic pe teren și vor suferi o diminuare a plăților cu minim 5% din totalul sumei cuvenite pentru întreaga fermă.